Va fi o toamnă plină de evenimente culturale și artistice la Casa de Cultură a Studenților din Iași. Directorul instituției, Bogdan Cruceanu, a prezentat calendarul de evenimente, investițiile realizate în ultimul an și detalii despre reuniunea directorilor de case de cultură. Toamna aduce la Casa de Cultură a Studenților din Iași o paletă largă de evenimente ce vor fi realizate cu participarea tinerilor care activează în cadrul cluburilor acestei instituții. Astfel, Bogdan Cruceanu a prezentat calendarul spectacolelor și festivalurilor care vor anima finalul de an al comunității ieșene. Aș vrea să fac referire la artist, ce se va desfășura în perioada 22-24 septembrie, Rock în Iași, Open Air 6-8 octombrie, în fața Casei de Cultură a Studenților, 18-19 octombrie, Iași Jazz Festival, acolo vom avea gala premiilor. Totodată vom avea și zile Casei de Cultură a Studenților, perioada 1-5 octombrie, unde am pregătit foarte multe surprize pentru tinerii studenți din Iași și nu numai. Totodată vom avea în perioada următoare și Festivalul de Teatru Aurel Luca și aniversarea ansamblului folcloric Doina Carpaților, mult iubitului nostru ansamblu. Publicul ieșean va avea parte de încă două surprize ce vor marca împlinirea a 6 decenii de la fondarea ansamblului Doina Carpaților, dar și zilele Casei de Cultură a Studenților Iași. Totodată, studenții vor avea oportunitatea să participe la cursuri gratuite în cadrul Casei de Cultură. Înscrierile vor începe în luna octombrie. De asemenea, Iașul va găzdui reuniunea directorilor caselor de cultură din România. În anul 2022 și 2023, la Casa de Cultură a Studenților din Iași, s-au făcut investiții pentru reparația sălilor, înlocuirea sistemului de sonorizare a sălii de spectacole, modernizarea sistemului de iluminat, achiziționarea unei noi mochete pentru sala de spectacole, înlocuirea literelor volumetrice de pe clădire și achiziționarea unui aparat de fotografiat pentru grupul de pictură și fotografie Concept Art.